Premierul Nicolae Ciucă a anunțat vineri că depozitele de gaz din România au depășit cota de umplere de 90%. Astfel, potrivit premierului, România are cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitați deja în plus față de anul trecut, adică 2 miliarde de metri cubi din capacitatea totală de stocare de 3 miliarde. Premierul de asigurări că românii și economia noastră vor avea la dispoziție întreaga cantitate de gaz necesară pentru a trece cu bine această iarnă, indiferent de cum va fi vremea. Din cele 55 de milioane de metri cubi necesari pentru un consum zilnic mediu pe timpul iernii, aproape jumătate sunt produse intern în mod curent, iar diferența este acoperită de cantitățile din depozite. Evaluările arată că nu există absolut nicio problemă în alimentarea cu gaze pentru populație, industrie și mediu de afaceri, a mai anunțat Nicolae Ciucă, care a cerut instituțiilor responsabile să continue ritmul intens de depozitare a gazelor și să gestioneze cu mare atenție cantitățile necesare pentru a trece cu bine peste această iarnă.